cu noi să ne luăm țara înapoi. Votați cu încredere candidații PPDD. Puterea pentru popor, dragoste, dreptate, demnitate. Sunt Ilie Bertea, candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu pentru Colegiul 2, Senat Timișoara. Sloganul meu electoral este din dragoste și dreptate pentru timișoreni. Eu vreau să vă asigur că problemele timișorenilor vor fi mereu în preocuparea mea. Voi înființa în incinta prefecturilor pentru consilierea cetățenilor județului și medierea conflictului dintre cetățean și instituțiile statului un cabinet, un birou de mediere și birou de consultanță juridică. Mă voi lupta pentru ca medicamentele ce se vor da pensionarilor de către medicul de familie să fie în totalitate gratuite. Voi face tot ce este posibil pentru a crește anual numărul de locuri de muncă prin redeschiderea unor activități lucrative, atât în Timișoara cât și în județul Timiș. Ne luptăm pentru reducerea facturii la întreținere cu aproximativ 35%. Există surse de finanțare. Vom interzice taxa Radio TV, aceasta să fie plătită doar de firmele de televiziune prin cablu. Vom interzice impozitarea pensiilor. Simplificarea sistemului fiscal și reducerea numărului de taxe va fi în atenția noastră. De asemenea, asistații sociali, persoane cu handicap, vor fi în atenția noastră pentru a duce un trai decent. Vom încerca să continuăm linia de centură în această zonă, calea Lugojului, calea Buziașului, calea Șagului, în regim de 4 benzi. Vom reface bazele de tratament din județul Timiș. Vă spun toate astea pentru că eu nu am făcut politică, eu nu mint, sunt un om serios și vă puteți baza pe mine și pe cunoștințele mele. Am lucrat 30 de ani în sistemul administrativ și știu să fac administrație publică. Doresc de asemenea să vă asigur că vom lupta pentru destructurarea sistemului politic și a sistemului administrativ incompetent și corupt. Să punem oameni de bun simț care să facă o administrație în folosul cetățenilor. Și ceilalți au promis așa, însă în 23 de ani nu s-au ținut de cuvânt. Vreau să vă spun că s-au pierdut peste 6 milioane de locuri de muncă în România. România are o datorie de aproape 100 de miliarde de euro în acești 22 de ani. Iar realizările sunt prea puțin vizibile. Mulți dintre cei rămas fără servici au plecat în străinătate. Pribegi, vrem să-i aducem înapoi, în mare parte, cei care nu și-au găsit locul acolo și doresc să vină acasă. Cred că veți fi alături de mine la data de 9 decembrie 2012, votând candidații Partidului Poporului Dan Diaconescu și candidatul la Senat Ilie Bertea. Așa să ne ajute Dumnezeu, precum vom îndeplini angajamentele noastre. Vă mulțumesc! Veniți cu noi să ne luăm țara înapoi. Votați cu încredere candidații PPDD. Puterea pentru popor, dragoste, dreptate, demnitate. Iubire, dar am văzut și multe răutăți. Sunt un bol de rând și pasă de tine, așa cum și tu îmi ții partea mereu. Ești un bun și ești drept și nu-mi e rușine.